Cei mai talentați junior se vor putea pregăti începând de anul viitor la Slatina în cadrul Centrului Regional de Excelență. Primii pași au fost făcuți la începutul lunii septembrie, când autoritățile locale și-au dat acordul de principiu în vederea asocierii cu Federația Română de Fotbal. Oficialul FRF Răzvan Burleanu a făcut și o scurtă vizită la Slatina și a fost mulțumit de infrastructura sportivă. Proiectul a trecut la o nouă etapă, selectarea copiilor născuți în 2000. Este o acțiune cu caracter selectiv, pentru că la Slatina se va face un centru de excelență, din câte știm noi, cu aceste vârste. Și pentru asta sunt căutați cei mai buni copii, cei mai talentați, care probabil vor fi locatarii municipiului Slatina. Sunt 5 județe în care s-au făcut deja selecțiile la județele respective, Oltu, Gorjul, Doljul, Vâlcea și Mehedinţiu. Președintele Asociației Județene de Fotbal Dolj, director al Centrului de Copii și Junior de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, este încântat de acest proiect și de faptul că Slatina va găzdui Centrul Regional de Excelență în Fotbal. E o inițiativă bună a Federației Române de Fotbal pentru România, pentru viitorul fotbalului românesc, ținând cont că obiectivul Federației Române este să realizeze, ce am înțeles, 8 centre în România. Sunt bucuros că s-a ales Slatina, este un oraș minunat cu oameni care le place fotbalul, cei care conduc autoritatea publică locală. Pentru noi Craiova este aproape și nu este niciun fel de problemă. Din cei 46 de copii prezenți la trial, 35 dintre aceștia se află deja în vizorul managerului de programe din cadrul Federației Române de Fotbal. Numai 25 de fotbaliști vor fi înscriși în cadrul Centrului Regional de Excelență, care își va începe activitatea anul viitor. Există marfă, cum se spune, copiii sunt talentați, numărul nu este extrem de mare, pentru că, în general, în ultima perioadă, practicanții de fotbal sunt din ce în ce mai puțini, dar ceea ce am văzut astăzi, au fost 46 de copii din 5 județe, ne dă speranțe că vor fi selectați să ia 25 mai buni. Oficialii Federației Române de Fotbal intenționează să deschidă la nivel național 8 astfel de centre de excelență.